Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știrile Muntenia TV. Sunt Ana Maria Trăsnea și vă invit să vedeți principalele titluri ale serii. O femeie de 88 de ani și-a pierdut viața în urma unei intoxicații cu gaze de la o instalație de încălzire improvizată. 11 percheziții au făcut polițiștii pe raza județului Giurgiu, care au vizat deținerea și prelucrarea ilegală de tutun. Zeci de arbori bătrâni și masivi din cimitirile giurgiuvene sunt toaletați în această perioadă de către alpiniștii utilitari. Consilierii locale au aprobat sprijine financiare pentru asociațiile care și-au curățat subsolurile. Încredere și optimism în tabăra Astrei înaintea meciului cu Celtic. Polițiștii au făcut percheziții la persoanele bănuite de deținere și prelucrare ilegală de tutun. 11 descinderi au avut loc în această dimineață pe raza județului Giurgiu, iar forțele de ordine au pus în aplicare 18 mandate de aducere și reținere. Joi dimineață, polițiștii, împreună cu sprijinul luptătorilor SAS, au făcut descinderi la 11 domicilii de pe raza județului Giurgiu, ce au vizat o rețea bine organizată ce se ocupă cu deținerea și prelucrarea ilegală de tutun. Mai multe detalii despre acțiune ne-a dat prin telefon agentul șef principal al IPJ Giurgiu, Constantin Vasilache. Activitățile au vizat mai multe persoane cercetate într-un dosar penal pentru deținere și prelucrare ilegală de tutun, prejudiciul fiind de circa 100.000 de euro, reprezentând accize și TVA. În cauză au fost puse în aplicare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane care au legătură cu cauza. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate a Serviciului de Informații și Protecție Internă Giurgiu. Mai multe detalii despre cum au decurs perchezițiile veți afla pe larg mâine seară în Jurnalul de Știri Muntenia TV. O bătrână în vârstă de 88 de ani și-a pierdut viața în urma unei intoxicații cu gaze. Femeia folosea un arzător conectat la butelie pentru a se încălzi, o improvizație ce a fost în cele din urmă letală. Viața unei bătrâne de 88 de ani din centrul municipiului Giurgiu avea să sfârșească tragic. Femeia a ales ca metodă de încălzire, în locul agentului termic de la CET, o instalație improvizată. Alertați de vecini, pompierii au sosit la fața locului unde au găsit-o pe bătrână fără suflare, iar în casă au dat peste o butelie conectată la un arzător. La fața locului s-au deplasat o auto specială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMUR de la detașamentul de pompieri Giurgiu. S-a constatat că s-a confirmat acest lucru, s-a acționat pentru deblocarea ușii de la apartament și a fost găsită în stare de inconștiență o femeie în vârstă de 88 de ani. Tot pompierii au stabilit la fața locului principala cauza decesului, intoxicație cu gaze. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a morții. A fost folosit un mijloc de încălzire improvizat, care avea robineții deschiși. Recomandăm să nu se folosească astfel de mijloace de încălzire, putând duce la pierderea vieții omenești. Și-au curățat subsolurile și urmează să primească de la primărie ajutoarele promise. 19 scări de bloc care au urmat procedura stabilită de municipalitate pentru evacuarea apei și a stratului grosier din subsolul blocurilor au primit astăzi ajutoare financiare într-o ședință extraordinară. Cei 15 consilieri locali prezenți joi la ședința extraordinară a Consiliului Local Giurgiu au aprobat în unanimitate acordarea ajutoarelor financiare necesare acoperirii costurilor curățării subsolurilor. Primarul Nicolae Barbu a explicat de ce a fost necesară convocarea plenului și în același timp le-a mulțumit consilierilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă. Joi nu erau finalizate toate documentele și apăruseră unele greșeli privind calculul, adică fusese un calcul mult mai mare decât acesta. În urma verificării, înainte de a intra în ședință, am ajuns la concluzia că scoatem de pe ordinea de zi acest punct și îl vom aproba într-o ședință extraordinară pe considerentul că lucrările au fost efectuate, s-a respectat toată procedura din regulamentul pe care l-ați aprobat în urmă cu câteva luni și am dorit să fie calculul corect și să nu venim cu anumite modificări. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare asociațiilor de proprietari din municipiul Giurgiu în vederea igienizării subsolurilor.
reprezintă un real pericol pentru cetățeni, dar pot afecta și monumentele funerare în momentul căderii necontrolate. Este vorba despre zecile de copaci bătrâni din cimitirele giurgiuvene care vor fi tăiați și toaletați după caz de către alpiniști militari, în cadrul unei acțiuni gestionate de Societatea Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi. Materialul lemnos rezultat va ajunge și de această dată la familiile defavorizate. La începutul acestei săptămâni, o echipă de alpiniști militari lucrează la tăierea și toaletarea copacilor din cimitirele din municipiu, arbori care nu au mai fost curățați de ani de zile, care au început să se usuce și care reprezintă un pericol pentru trecători. Ideea aparține conducerii Societății Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi din cadrul primăriei, directorul Eugen Dumitru, declarându-ne că este de lucru la această acțiune pentru cel puțin două săptămâni de aici înainte. Încă de data de 3 noiembrie am făcut un contract cu o firmă de alpiniști utilitari și am trecut la dobărârea și toaletarea arborilor din cimitirul din municipiul Giurgiu. Vreau să informez pe cetățenii din municipiul Giurgiu că în cimitirul Haralambie avem un număr de 80 de copaci care trebuie toaletați și dobărâți. În cimitirul Zmârda un număr de aproximativ 40, iar în cimitirul Sfântul Gheorghe un număr de 5. Vreau să informez pe cetățenii municipiului Giurgiu că am făcut această activitate, deoarece acești pomi nu au mai fost curățați de ani de zile. Ca și la alte acțiuni similare, tot materialul lemnos este adunat, inventariat și oferit persoanelor cu o situație materială mai dificilă, până în prezent fiind onorate deja de la începutul toamnei peste 300 de cereri. Materialul rezultat din tăierea acestor arbori va fi dat persoanelor care au probleme sociale și aici mă refer la familiile care au foarte mulți copii, persoanelor defavorizate și în special bătrânilor care au probleme grave de sănătate și venituri foarte mici. Aveți cereri deja înregistrate? Da, avem cereri foarte multe. Vreau să informez încă o dată pe cetățenii municipiului Giurgiu că am rezolvat un număr de 354 de cereri până în momentul de față, iar mai avem încă 1000 și ceva de cereri. Dar dacă stăm să ne gândim, în fiecare an dobărâm copaci uscați, toaletăm arbori, plantăm, iar acești copaci care îi plantăm mâine îi rupem, nu putem să facem nimic în acest municipiu. Deci vreau să avem grijă de copaci, de orașul nostru, să avem un oraș frumos, un oraș curat. Operațiunea de toaletare are în vedere 50 de arbori în cimitirul Haralambie, 40 în Smârta și 5 în cimitirul Sfântul Gheorghe. Guvernul intenționează să mai repartizeze către primării alte 132 de milioane de lei. Banii au fost disponibilizați în ultima ședință a executivului din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru și vor fi repartizați prin Ministerul Administrației Publice condus de vicepremierul Liviu Dragnea. Bugetul Ministerului Administrației Publice a fost suplimentat din nou de guvern, tot din fondul de rezervă, fond aflat la dispoziția primului ministru, cu încă 132,2 milioane lei, bani care vor fi repartizați autorităților locale prin ordin al ministrului de resort, Liviu Dragnea. Noua suplimentare bugetară a fost decisă în ultima ședință de guvern. Potrivit Mediafax, bugetul Ministerului Administrației Publice a mai fost suplimentat recent de guvern, tot din fondul de rezervă cu 152 milioane de lei pentru plata arieratelor, spitalelor și primăriilor, precum și pentru asigurarea încălzirii în sezonul rece și cu 85 milioane lei pentru asigurarea activităților pentru sezonul rece, banii fiind repartizați tot prin ordin al ministrului Liviu Dragnea. Alocarea de fonduri se face în plină campanie electorală, în care premierul Ponta a fost acuzat în mai multe rânduri că se ține de pomeni electorale. Sporurile salariale pe care le primesc funcționarii publici care sunt implicați în elaborarea de proiecte și implementarea acestora se vor rediscuta de la 1 ianuarie. Aceștia vor fi plătiți doar dacă vor dovedi performanțe la locul de muncă. România va aplica de la 1 ianuarie 2015 un sistem de evaluare a performanței funcționarilor implicați în sistemul de gestionare a fondurilor europene, a anunțat luni ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici. Acesta a spus că de la 1 ianuarie 2015 se va aplica un sistem de evaluare a performanței funcționarilor implicați în sistemul de gestionare a fondurilor europene. Doar acele persoane care performează la locul de muncă vor primi în continuare majorarea salarială asigurată de Uniunea Europeană pentru funcționarii din sistemul de gestionare a fondurilor Uniunii. Această măsură a fost convenită în cadrul întâlnirii pe care Teodorovici a avut-o luni la Bruxelles cu Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu. Cei doi au stabilit de asemenea că programul operațional Asistență Tehnică 2007-2013 va fi modificat pentru ca România să poată solicita Comisiei Europene rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru plata funcționarilor implicați în sistemul de implementare a fondurilor europene.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează cetățenii cu privire la existența a 100 de locuri de muncă disponibile în Danemarca. Giurgiuvenii interesați pot afla mai multe informații de la sediul AGOFM Giurgiu. 100 de locuri de muncă sunt puse la dispoziție de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin rețeaua EURES. Cele 100 de locuri vizează sectorul agricol pentru culegători de masăre. Culegătorii vor lucra în Danemarca între 20 mai 10 septembrie 2015 într-o comunitate internațională cu oportunități de dezvoltare a abilităților de muncă și socializare. Lucrătorii au ocazia de a-și dezvolta alte abilități pe lângă culesul masărei. Unii lucrători pot fi ambalatori, șoferi de autobuz sau tractor, tâmplari sau supervizori. Oferta se adresează persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani, cunoscătoare de limba engleză, rezistente la muncă fizică grea, indiferent de climă, experiență în munca agricolă. Candidații trebuie să trimită un CV model Europass în limba engleză cu poze inclusă pe adresa de e-mail work@greenpeace.dk. Preselecția persoanelor care au aplicat se face telefonic sau prin e-mail de angajator, iar invitarea la selecția persoanelor preselectate se va face în timp util de consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Selecția va avea loc în a doua decadă a lunii decembrie 2014. Deși nu au niciun punct în grupa, Astralis speră să spargă gheața în această seară. La conferința de presă susținută ieri, înaintea meciului de astăzi, antrenorul Oleg Protasov a declarat că este încrezător în elevii săi, că aceștia sunt foarte motivați și așteaptă să facă un joc bun împotriva celților. Vino pe stadion la meciuri cu Celtic și arată că îți pasă de echipa ta. Vom juca pentru victorie. Vă așteptăm la stadion, meci din Europa League cu Celtic Glasgow. Fotbalul se trăiește și adevăratul spectacol este pe stadion. Vino și tu joi la meciul cu Celtic. Putem să ne luăm revanșa acasă, la Giurgiu, alături de galerie și de suporterii noștri. I'd like to invite our supporters to the match with Celtic to help us to, because we will play in for you. We will try to bring victory. Our first victory in the Europa League. We want you close to us. Parcursul până în prezent în Europa a fost unul dificil și totul s-a desfășurat cu greu, dar jucătorii nu sunt demoralizați, a declarat Oleg Protasov înainte de meciul cu Celtic Glasgow. Știm că nu suntem foarte bine în această grupă, că nu avem puncte. Într-adevăr, într-o grupă grea, crede că tot ce s-a făcut până acum a fost cu greu, însă acum trebuie să ne mulțumească jocul de fotbal și la jocul de mâine să dăm tot ce avem mai bun. Problemele cu accidentările continuă. Fatai Găman și Eliot Grandan sunt indisponibili pentru meciul de mâine, dar Cristian Oros speră într-un joc bun și în aducerea celor 3 puncte. Suntem foarte optimiști, având în vedere că în tur am făcut o partidă foarte bună, având în vedere că am avut foarte multe ocazii cu o echipă foarte mare, ar trebui să tratăm mult mai serios în fața porții aceste ocazii. Eu nu sunt optimist și cred că mâine vom face o partidă foarte bună și vom câștiga. Deși nu s-au înghesuit să-și cumpere bilet, cei mai înfocați fani ai Astrei au fost aseară prezenți pe stadion la antrenamentul oficial și au strigat pentru favoriții lor. Mai sunt doar câteva minute până când Astralii vor întâlni pe scoțienii de la Celtic Glasgow. Chiar dacă este un meci din Europa League, frigul a fost principalul factor din cauza căruia giurgiuvenii nu s-au înghesuit la casele de bilete. Se pare că nici meciul cu Celtic Glasgow nu i-a făcut pe giurgiuveni să înghesuie la casele de bilete, iar la orele 12 numărul biletelor vândute era aproximativ de 3.000. Frigul de afară nu a fost un impediment pentru cei 3.000 de oameni care au cumpărat bilete. Giurgiuvenii, care au avut curajul să înfrunte frigul și să vină pe stadion alături de Astrali, sunt de părere că elevii lui Oleg Protasov vor face un meci bun, iar unii dintre ei speră ca meciul din această seară să aducă cel puțin un punct pentru Astra. Ce părere aveți de meciul de seară? O să fie un meci frumos și interesant. Aveți încredere în Bescă? Da, bineînțeles. Cel puțin 1-0 pentru Astra. Cel puțin 1-0. Mai mult ca sigur. Merge să vedem. Pot obține și eu o victorie. Că destul a pierdut. Să sperăm că să ia și primul punct în cupele UEFA.
ar fi timpul. Aveți încredere în echipă? Sincer, așa, să vedem cum nou antrenor cu Protasov cum se descurcă în primul meci pe teren propriu. Antrenorul Astrailor speră ca numărul suporterilor veniți la stadion să fie unul cât mai mare, chiar dacă acesta este conștient de faptul că mulți poate vin doar din prisma faptului că meciul disputat este cu Celtic Glasgow, ce are un nume greu în fotbalul scoțian. Παίζουμε για το κόσμο και μακάρι να έρθει κόσμο. Καταλαβαίνω ότι λίγο και κρύο και δεν έχουμε και βαθμούς πολλούς στο γκρουπ. Αλλά μήπως και κάπου και μια πίστη από μια πλευρά σε εμάς και άλλη όνομα του αντιπάλου νομίζω θα φέρουμε. Άσα πάτε εντύπλα άνσα και νούμερα εκείπη που κάρε ζουκάμ, σε αδούκα, λα στάδιον, η αστεπτάμ. Είστε εντραδεύαρ, είστε φόρτε γκρέο, είστε και φρίγ. Însă îi așteptăm cu drag la stadion cât mai mulți, cu atât mai bine. Vă invit să urmăriți rubrica Meteo prezentată de Dana Ruse. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Sunt 3 zile de când specialiștii ne anunță temperaturi ridicate și mult soare. La Giurgiu nu numai că nu am văzut nici măcar una dintre razele soarelui, ba chiar temperatura a fost destul de scăzută. Vineri dimineață va fi ceață și termometrele nu vor trece de 2 grade. Chiar și așa, pentru mâine sunt prognozate temperaturi peste media climatologică, astfel că la prânz, conform informațiilor INMH, ne vom putea bucura de o maximă de 19 grade Celsius. Personal, vă sfătuiesc să vă îmbrăcați ca și până acum dacă ieșiți la plimbare. Măcar să ne prindă soarele pe drum, cu siguranță vom ști ce să facem cu hainele în plus. La lăsarea nopții, ceața va reveni, iar minima prognozată este de 10 grade. Sincer, ne cam îndoim și de asta. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost o altfel de rubrică Meteo. Eu sunt Dana Ruse și vă doresc o seară liniștită! Haideți să revedem acum principalele știri pe scurt. O femeie de 88 de ani și-a pierdut viața în urma unei intoxicații cu gaze de la o instalație de încălzire improvizată. 11 percheziții au făcut polițiștii pe raza județului Giurgiu, care au vizat deținerea și prelucrarea ilegală de tutun. Zeci de arbori bătrâni și masiv din cimitirile giurgiuvene sunt toaletați în această perioadă de către alpiniștii utilitari. Consilierii locale au aprobat sprijine financiare pentru asociațiile care și-au curățat subsolurile. Încredere și optimism în tabăra Astrei înaintea meciului cu Celtic. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Eu sunt Ana Maria Trăsnea. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară de la 19:30. Toate cele bune!